serviciile digitale sunt, pentru mulți, o normalitate. Însă nu și pentru numeroși locuitori din mediul rural. În România există 2268 de localități în zonele rurale care nu au acces la internetul de bandă largă. Aproximativ 130.000 de gospodării sunt limitate în ceea ce privește accesul la lumea digitală și la ceea ce aceasta aduce în viața comunităților. Într-o lume tot mai conectată, misiunea pe care ne-am asumat-o este de a aduce normalitatea mediului urban în cel rural, oferind acces la servicii digitale sustenabile. Astfel a luat naștere Rural Urban Hub, o inițiativă a primăriei Cluj-Napoca, în care s-au implicat și primăriile Ciurila și Petreștii de Jos, zona metropolitană Cluj și clusterul de educație SEEDU. Alături de Prismian Group, lider mondial în industria sistemelor de cabluri în domeniul energiei și a telecomunicațiilor, vrem să arătăm că uniunea dintre natură și tehnologie poate deveni noua normalitate la care fiecare membru al comunității se poate conecta și trăi armonios. Proiectul Smart Village se implementează acum în comuna Petreștii de Jos, județul Cluj, unde instalăm un concept nou de rețea de fibră optică multioperator, care va permite comunităților din localitățile Plaiuri și Livada să folosească soluții digitale menite să le îmbunătățească nivelul de trai. Scopul nostru este de a-i ajuta să se transforme într-o comunitate modernă, ce își dorește să promoveze și să crească tradițiile și afacerile locale. Luăm în calcul nevoile specifice ale locuitorilor din zona urbană și a celor din zonele rurale. În același timp, știm că avem o responsabilitate și față de mediu, astfel că fiecare acțiune are acești trei piloni în minte. Vrem ca ambele comunități să beneficieze de avantajele tehnologiei în sufletul viu al satului. Este un salt imens pentru noi și pentru fiecare locuitor în parte din Petreștii de Jos. Proiectul ne permite să dezvoltăm noi oportunități pentru comunitate, dar mai mult decât atât, permite fiecărui locuitor să și le construiască singur. Scopul dezvoltării este creșterea calității vieții. Dezvoltarea la nivelul zonei metropolitane Cluj înseamnă creșterea calității vieții la nivelul acestei zone. Pentru noi, dezvoltarea înseamnă că nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Înseamnă unitate, dar și tradiții și atuuri locale. Toate acestea trebuie aduse și folosite la un nivel comun, astfel încât fiecare locuitor să poată beneficia de sprijin pentru a ajunge la oportunități. Aceasta înseamnă buna creștere pe care o urmărim la ADI, zona metropolitană Cluj. În noua normalitate, comunitățile au ocazia să își reimagineze viitorul prin soluțiile oferite de Prismian. Persoanele vârstnice au acces la consultații medicale și supraveghere în timp real prin serviciile de e-health. Tinerii antreprenori au oportunitatea de a-și pune în aplicare viziunea și de a investi în propriul startup. Cei ce lucrează de acasă au acces la streaming video în timp real, iar descărcarea sau încărcarea documentelor mari se realizează rapid, făcându-le treaba mai ușoară. Soluțiile AgriTech sprijină companiile locale să îmbunătățească randamentul și să își comercializeze produsele, în timp ce eficiența energetică și a apei permite managementul inteligent al resurselor pentru gospodării și întreprinderi. Familia are posibilitatea de a rămâne împreună și de a îmbrățișa beneficiile oferite de uniunea dintre natură și tehnologie. Rămânem aproape de nevoile comunității. Rămânem conectați la noua normalitate. Rural Urban Hub of Transylvania.